De nuevo a Cluj? Nu, la Cluj? Da, am venit la o vizită la prietenul, să dai bafta și continuare la campionatul. Și mi-mi pare rău pentru Inter. Ești o stea, ești o vedetă la rugby. Cum te simți acolo? Da, mă simt bine. Cum mă dau gol, a început să-i dai gol. 7 meci, a dat 5 goluri. Sunt bine acolo, sunt fericit. Nu ai o viață frumoasă, mai sunt bine acolo. E greu? Nu e greu. E ca mentalitate, e mult diferit de... Da, mentalitate diferită. Sunt un pic așa, nu ca aici la Europa, cu orariu, cu asta, mai e bine. Și avem un grup foarte bun, dar toată condiția mi ajută cu totul și eu sunt fericit acolo. Te ajută cu clima, cu mâncarea? Nu am probleme cu mâncarea, chiar am tot acolo, italianul, e oraș mare, oraș, are tot italianul, ca aici. Are tot de mâncare. Carne de porc. Da, și eu nu mănânc acum. Îți place mai mult decât la Cluj? Nu, no, e diferit. Viața la Cluj e altceva. E viața normal, ca la Brazil. Și acolo ai costum diferit. Cu femeie se îmbracă altfel, băiatul se îmbracă altfel. Mergi la restaurante. Tu mergi la o parte și familia merge la alta. E diferită viața. Cum a fost finala în Cupa Prin? Na, final a fost meci extraordinar. Am pierdut la penalt, mai am făcut un meci foarte bun, toată echipa, și după a pierdut. Și după meci a venit suport, 5.000 la antrenamentul și a fost frumos. Wesley, ai vorbiți des acolo? Da, vorbesc cu ei și prieteni, suntem împreună, că avem nevoie să stăm împreună, facem un grătar și are doi români la echipa lui, la Masiora, acolo la Hilal, și stăm împreună, stăm, să vorbim, să uităm la meci de România. Se vorbea în român, te-ai întâlnit acolo? Nu, intră în român acolo, nu, la Arabia nu, la Qatar, Razvan și eu altul era la Qatar. Da. Se vorbea că Wesley s-ar putea întoarce în România, ți-a zis ceva de lucrul ăsta sau are de gând să rămână acolo? Și eu cred că nu lasă ei, acolo e Gogetli, principul, iubesc pe ei și eu cred că nu lasă și ca și de banii mut și eu cred că și ei le felicit acolo și eu cred că nu s-a întors. Ai văzut CFR-ul în dubla cu Inter, crezi că ar fi fost altă situație dacă era în teren? Normal, dacă era în teren, și mai echipa a jucat bine, era, toată lumea și că era greu. Inter de Milan e echipa mare de tot și toată lumea și că e echipa bună. Și eu cred că șeferea a făcut un meci bun și a fost foarte bine. Pe cine vezi tu înlocuitorul tău aici la CFR? Poftim? Cine vezi că te poate înlocui aici la CFR? Care ar fi jucătorul care ar putea face față cu brio în locul tău? Și Rui Pedro, jucător foarte, foarte bun și jucător care are calitate pentru... Și eu cred că poate să fie mai bine ca mine, că e tânăr și eu cred că poate să câștigă titlul la CFR și eu cred că poate să fie bine. Ce au zis colegii tăi când te-au văzut? Foștii colegi. Mi-a felicitat pentru că eu pun la Facebook fiecare gol meu și eu cred că aici eu am lăsat o familie aici și am fost dor. Primul 2 săptămâni acolo la Arabia, când a ajuns la vestiar, era greu. Se uită și nu vede companierul, familia mea de aici, de Cluj. Și eu cred că aici a lăsat o familie frumoasă. Andone, ce ți-a spus? Îi place cum joci acolo? Cine? Andone, Ion Andone. Ieri a stat cu el, era aici la Cluj și el mi-a felicitat și mi-a zis că poți să mergi acolo să stai lângă mine, să vedem. Mai mi-a ajutat foarte mult și iar am stat împreună cu ei. Ți-a plăcea să-l ai antrenor acolo? Dacă antrenor de echipa mea e foarte bun. Antrenor de Uruguay, antrenor bun. Mai dacă mergea era bine pentru mine. Te mai întoarce la CFR? Nu știu, peste câțiva ani? După ce se termină contractul acolo?
Nu știu. Poate. La România, numai la CFR se joacă. Asta e clar. Și nu mergi la altă parte. Mai poți să mergi înapoi, nu știu. Vreau să stau acolo, să câștigă banii și familia mea să fie bine, să fie mai mult acolo. Rafa, ai văzut ce a făcut ca un meci cu Vasco? Da, am văzut și am vorbit. A fost o fază așa, nu? Și eu cred că toată lumea și acum vorbesc că a făcut rău, mai și eu știu pe Cadu, nu a fost rău. Și asta se întâmplă. Toată lumea poate să... Cine joacă fotbal poate să se întâmplă asta. Și mi-mi pare rău pe jucător, a pierdut dinte. E greu, toată lumea știe, mai și eu cred că nu a vrut să facă asta. Ajunge Neymar la Barça? Posibil. Și eu vreau, și eu sunt... mi place de Barcelona, dacă Neymar merge acolo și eu place mai mult. De reușita stelei, ce zici? Calificarea mai departe în optimile. Ai văzut meciul cu aia? Mamă, am văzut și mare de tot. Și felicitați pentru Steo, că a jucat extraordinar și asta e bine pentru România. Crezi că pot trece de Chelsea? Poți, dacă joacă cum a jucat cu Ajax, posibil. Orice. Știu, joacă foarte bine și au văzut meci extraordinar joacă și asta e bine pentru România. Rafa, ai călărit cămile acolo, nu? Poftim? Cămile. Ai văzut cămile? Da, am văzut. Mai încă nu am fost la desert. Zic că e foarte frumos la desert și la strada. Zic că și cămile acolo, înainte era transport, nu avea mașină. Mai și au văzut și e frumos și scump. Are camel de 100.000 de euro. Cadouri de la Sheikh ai primit? Știi că acolo obișnuiesc patronii să facă cadouri scumpe antrenorilor, jucătorilor, mașini scumpe. Și avea un cadou foarte frumos dacă câștigava cupa. Avea o mașină tare. Mai ce mașină primeai? Panamera. Mi-am promis prințul, mai nu a câștigat. Mai mi-a dat iPhone, mi-a dat 6. Sunt acolo e foarte bine. Cum am zis înainte, faci tot pentru să tu fie bine, să fie fericit. Asta vrea ei. Nu vrea să tu fie trist acolo. Și dai cadou și dai bani, asta pentru ele tot. Încă vorbești românește bine, în cât timp înveți și limba arabă? Arabe e greu, nu poți în viața arabă, că e foarte, foarte, foarte greu. Mai și eu vorbesc, și eu cream, mai, puțin așa. Ai o urmă de regret că n-ai plecat poate la o echipă mai mare din Europa? Mai multă vizibilitate? Da. Ai făcut Sugu, de exemplu? Da, și eu am vrut să plec. Și am avut oferta, așa, nu oferta 100%, mai am avut așa întrebări cu echipa bună de Europa. Mai acolo a fost foarte mult bani, pentru mine a fost important. Am avut cu Fiorentina, așa, nu se spui, nu a fost clar 100%, mai am avut întrebări, mai și eu cred că în 28 de ani te contează bani. Pentru familia să fie bine, așa că asta a fost cel mai important pentru mine. Ce lipsește acolo din România? Sau din fotbalul românesc? E ceva ce îți lipsește la arab? Nu, nu vorbești mult. Acolo e cu Spania și Anglia. Și la Brazilia așa e puțin. Și Franța, Guma, că Paris Saint-Germain joacă bine. Mai nu se vorbește de Ucraina, de Turcia, România. Se vorbește puțin. Ce șansă? De titlu? De campionat. De cred că pot să faci un return bun. Are echipa de calitate. Am pierdut doi jucători importanti, doi, nu, patru. Aguirre Garay, Luis Alberto. Pe cine n-ai numărat? Pe tine? Când ai zis doi. Da, eu și Sugu. Și mai... Ai echipă bună, poți să faci un return bun și urcă sus. Și eu cred că locul 2 era foarte bine pentru CFR. Și Cupa României? Și câștigă.
Și eu, ca și încă un citru pentru mine, că a jucat cu Dinam și a dat gol. Vii și... să sărbătorești cu ei la, dacă câștigă cupa? Da, era bine, dacă revin la Cluj cu citru.